Directorul executiv DGC Tellerman, Ștefan Edelcuța, a prezentat situația la nivel de angajați din cadrul instituției în anul 2022. Potrivit acestuia, de-a lungul timpului au fost organizate mai multe concursuri, însă rezultatul în ceea ce privește angajările nu a fost cel așteptat. În ultimii 3 ani, spre exemplu, ne-am organizat 5 concursuri, deci nu am stat degeaba. Am organizat 5 concursuri, din 5 concursuri am reușit să aducem 2 angajați, unul dintre ei ne-a plecat la 4 luni după ce s-a angajat și a mai plecat și cum că un coleg de-al nostru, dar asta este, trebuie să funcționăm. Potrivit directorului executiv DGC Tellerman Ștefan Edelcuță, situația destul de delicată a afectat considerabil activitatea instituției. Mai mult, acesta a declarat că principala problemă este salarizarea slabă a angajaților. A devenit o problemă sistemică, lipsa de personal. Noi solicităm în fiecare an ministerului să ni se aloce bani pentru angajări, dar în același timp solicităm și luarea de măsuri astfel încât problema salarială să fie rezolvată. Noi trebuie să funcționăm, trebuie să mergem mai departe cu activitatea, dar este greu și este stresant pentru fiecare angajat în parte să acopere mai multe sarcini. La sfârșitul anului trecut, DGC Tellerman a organizat un concurs de recrutare pentru funcția publică vacantă din cadrul compartimentului Monumente Istorice și Arheologie și a reușit să ocupe postul respectiv. Potrivit reprezentanților instituției, în acest moment se încearcă realizarea pașilor necesari pentru organizarea unor noi concursuri de recrutare pentru celelalte 3 funcții publice vacante.